Dragi cititori, azi îl celebrăm pe Dalai Lama, îl aniversăm pe Dalai Lama. 6 iulie 1935, data sa de naștere, 6 iulie 2020, 85 de ani de viață. Pornind discuția noastră în cadrul campaniei organizată de librăria online Libris.ro, despre scrierile, despre cărțile lui Dalai Lama, vorbind astăzi cu Andreea Tincea, senior editor Herald, despre cartea Potențialul nostru uman, calea budistă a compasiunii, altruismului și liniștii interioare. Și aș vrea să detaliem puțin aceste trei virtuți, așa cum vorbeam cu Andreea într-o intervenție anterioară. Cât de importante sunt aceste valori umane, aceste virtuți în viața noastră și despre care se tot vorbește în ultimul timp și pe care cumva le regăsim, pentru că tot vorbeam în înregistrarea anterioară, și din punct de vedere emoțional, și din punct de vedere psihologic, și din punct de vedere terapeutic, despre compasiune, altruism și echilibru interior, liniște interioară. Bună ziua, Sorin, bună ziua tuturor. Mă bucur să fim în continuare aproape și să povestim despre și despre acest al doilea titlu din miniseria de trei titluri pe care editura Herald le publică cu această ocazie extraordinară, ziua lui Dalai Lama, 6 iulie, sub auspiciile colecției Himalaya. Este vorba foarte pe scurt de trei titluri semnate de Dalai Lama, alcătuite din discursuri și sesiuni de întrebări și răspunsuri pe care Dalai Lama le-a avut cu ocazia unor conferințe internaționale pe care le-a susținut în mai mulți ani, cărți pe care editori și traducători foarte iscusiți le-au transformat, iată, într-o mini-colecție. Noi ne bucurăm să aducem prin editura Herald pentru prima oară aceste trei titluri traduse în limba română. O să le recunoașteți foarte ușor în librării, toate poartă aceeași imagine extraordinar de blândă, compasională, plină de iubire și răbdare și acceptare chipului Dalai Lama. Așa că astăzi povestim puțin despre cel de-al doilea titlu de care am avut bucuria și onoarea să mă ocup. Este vorba despre potențialul nostru uman, calea budistă a compasiunii, altruismului și liniștii interioare. Celelalte două le voi menționa doar. Este vorba despre cultivarea răbdării, tehnici budiste pentru a depăși mânia și furia și cel de-al treilea titlu, Fundamentul învățăturilor budiste, Lamrim, ghid practic al etapelor în calea spre iluminare. Alături de colega mea, Luisa Neag, facem posibilă această apariție cu trei titluri semnate de Dalai Lama în librăriile din România. Pentru că e o ocazie specială, aș vrea să povestesc foarte pe scurt despre faptul că potențialul nostru uman este cumva întreaga parte de practică din spatele discursului lui Dalai Lama, acest personaj extraordinar care a știut să se apropie de oamenii din întreaga lume, pus în fața unor adversități culturale și politice incredibil de greu de traversat, și știm cu toții despre statutul culturii tibetane și a statului tibetan și situația politică pe care o înfruntă de foarte mulți ani, Dalai Lama a fost nevoit să ajungă cu discursul său către întreaga umanitate, ceea ce și reușește să facă prin această carte. Potențialul nostru uman vorbește despre această intrinsecă structură psihoemoțională a omului pe care avem cu toții disponibilitatea organică, naturală, să îl atingem. Potențialul uman despre care Dalai Lama vorbește este această prefigurare a omului care ține de o religie universală, nu de o religie locală, nu de o identitate locală, nu de un stat care are granițe, ci de un fel de a fi al omului care este peste tot același în întreaga lume. Iar în potențialul uman, în această carte extraordinară, Dalai Lama începe cu a spune foarte, foarte, foarte concret și simplu care este esența budistă. Dacă poți ajuta
ajută-i pe ceilalți. Dacă nu poți, măcar nu le face rău. Aceasta este esența budismului și în același timp Dalai Lama ne transmite cu toate prelegerile sale că budismul are această notă de a atinge valorile și potențialul înalt al ființei umane dincolo de substratul poate filosofic sau poate religios al practicilor budiste. Esența budismului ține de bunul simț și de iubirea față de aproapele, care cu siguranță este o iubire compasională, este acest kindness foarte subtil și greu de tradus, poate și în limba română, dar simțibil. Este acea predispoziție de a vedea în celălalt pe tine însuți, de a vedea o ființă umană cu același set de nevoi și dorințe și aspirații și de a nu uita chiar și în momente de adversitate atroce faptul că se întâmplă ceva cu cealaltă ființă, ceva distorsionat, pe care poate și tu ai avut ocazia să-l simți și că șansa ta într-o astfel de situație este să ai răbdare, să ai toleranță, să înțelegi și poate să iubești mai mult decât în situații de pace și liniște și calm. Și asta nu doar pentru că îți exersezi astfel potențialul tău cel mai înalt de ființă umană, acela de a înțelege unde ești, ce se întâmplă, despre ce este vorba, nu doar acela de a fi compasional și empatic față de cealaltă ființă umană, cu siguranță comportamentul lui are legătură cu ceva ce se întâmplă în interiorul lui și așa mai departe, ci și cu aspirația, câteodată poate greu de înțeles, de a nu face rău celuilalt sub nicio formă, nici sub formă de gând, nici sub formă de cuvânt, nici sub formă de gest. Acestea fiind trei dintre jurămintele pe care un bodhisattva, un practicant al căii spre iluminare și le asumă. Cartea Potențialul nostru uman are în inima sa cuvântul altruism, care poate nu este foarte des folosit de noi în conversațiile de zi cu zi, dar care merită de data aceasta așezat în interiorul nostru pe niște premise foarte clare. Dalai Lama vorbește despre faptul că a practica cu sinceritate învățăturile și meditația budistă duc către această cultivare a atitudinii altruiste. Iar dacă nu facem parte din civilizația sau tradiția budistă tibetană, putem să înțelegem altruismul ca fiind, mă scuzați, sădirea iubirii și a compasiunii. Și ne invită să facem cu toții apel în fiecare moment al vieții noastre, dar în mod special în situațiile tensionate, la ce înseamnă pentru noi iubire și ce este compasiunea pentru noi. Vorbește despre faptul că rădăcina fericirii este altruismul. Iar dacă unii dintre noi citesc o groază de titluri care vorbesc despre rețeta pentru fericire, despre formula fericirii, sau ajung în cabinetul unui psiholog, ceea ce ar fi cazul ideal, spre a încerca să descoperi care este această piatră filozofală, cum faci ca dintr-o viață plină de adversități, plină de limitări, plină de tensiuni, plină de nemulțumiri, de greutăți, de suferință, să ajungi să trăiești într-o stare de fericire, într-o stare de pace, de calm, de centrare, de mulțumire față de ceea ce este. Și aici Dalai Lama face apel la a sădi în inimile noastre faptul că scopul vieții este hrănirea unei inimi calde și bune. Nici mai mult, nici mai puțin. Cu siguranță că a spune că să iubești și să fii compasional merită tot efortul în această viață pentru a avea o viață fericită. Cu siguranță că a spune scopul vieții este hrănirea unei inimi calde și bune, sunt niște gânduri care pot rămâne agățate undeva în spatele minții, la care se face apel în mod constant. Dar ce înseamnă practica acestor două idei este o cu totul altă filozofie, aș spune, pentru că e un sistem întreg prin care să ajungi să împlinești aceste simple cuvinte, aceste simple idei. Să fii tot timpul ancorat în filtrul iubirii și al compasiunii, prin tot ceea ce faci, prin tot ceea ce spui și prin tot ceea ce gândești, dar și să accepți că poate scopul vieții tale este să experimentezi viața cu toate suferințele și toate adversitățile pe care ți le aduce,
cu scopul acesta de a-ți exersa o inimă caldă și bună în orice fel de situație. Punctează în această carte într-un mod foarte, foarte tehnic și ușor discursiv, pentru că este un discurs pe care l-a susținut în fața publicului care s-a adunat în campusul Universității Harvard. Dalai Lama și-a permis de această dată să alunece pe alocuri cu acest discurs și în discuții cât se poate de discursive, de logică discursivă și concepte foarte clare și bine stabilizate în relații de logică. Ceea ce nu o face să fie inaccesibilă, ci doar foarte tehnică și... deși vorbește despre un subiect care ne vizează pe noi toți, poate să fie o carte ca o bună introducere, o temeinică introducere în practica acestor valori budiste. Face de-a lungul cărții o introducere în principalele exerciții de mentalizare, meditație, contemplare, listă de valori care pot fi asumate de către oricare dintre noi, indiferent de religia sau cultura de care aparținem, o listă de pași prin care doar faptul că ne-i face vizibil ne transmite că putem să-i parcurgem și noi atât timp cât ne dorim asta. Primul pas fiind acela de a stabili în interiorul tău către unde. Către unde? Și spun corect asta. Unde? Către ce punct de reper trăiești viața în fiecare zi? Vorbește despre practica iubirii și a compasiunii ca formă de practică altruismului, menționând câteva idei pe care le-ați mai auzit în discursul său de-a lungul timpului, dar care de data aceasta sunt extrem de bine punctate și detaliat discutate prin prisma contextului și filtrului budist. Vorbește despre faptul că toate ființele sunt egale în fața suferinței și aceasta este o ancoră mentală pe care putem să o păstrăm cu noi de fiecare dată când suntem puși în fața unei situații neplăcute care implică și o altă persoană sau situații în care noi ajungem și ne simțim neplăcut. Suferința este egală pentru noi toți. O idee care Dalai Lama spune că sădește și această emoție de empatie față de cealaltă ființă. Dar și în același timp poate să facă serviciul de a ne tăia din vârful nasului, după cum spune el, noi europenilor, nu ne e atât de greu să ne concentrăm asupra punctului din vârful nasului care ne ajută să ne concentrăm mental foarte bine, pentru că noi de obicei avem nasul foarte mare, între ghilimele fiind spus. A înțelege că toate ființele sunt egale în fața suferinței poate să scadă și această... nemăsurată, până la urmă, formă de egoism, de a te considera european și deci superior, sau american și deci superior față de alte persoane. Vorbește despre cum toate ființele în ciclul reîncarnărilor au fost cândva, sau vor fi cândva, mama noastră, o idee pe care Dalai Lama în toate discursurile sale o reiterează. A vedea în cealaltă ființă, a încerca să vezi pe cealaltă ființă pur și simplu prin prisma potențialului uman de care și ea, sau cu care și ea este dotată, o ființă dragă inimii, se poziționează din start într-un tip de relaționare compasională. Al vedea pe celălalt nu ca pe o identitate și o personalitate care poate să nu-ți placă sau poate să-ți placă, ci al vedea ca pe o existență dragă inimii tale. Așa cum poate este mama sau bunicii sau tatăl în viața fiecăruia dintre noi. Vorbește despre dușmanii care pot oricând să devină prietenii noștri, care sunt doar un rol în viața aceasta și care sunt foarte utili. Accentuează faptul că a deveni o ființă iubitoare și compasională este fără doar și poate o experimentare, o exersare a umanității de care dai dovadă chiar și în fața dușmanilor tăi și că fără persoane sau situații care să fie, așa zise, dușmănoase, nu am avea cum să exersăm, cum să naștem în noi un alt fel de răspuns decât unul de furie, mânie și respingere. Vorbește despre atingerea stării de omniștiență, care poate părea foarte pompos, dar care se rezumă la o idee foarte simplă. Dacă știi că ai nevoie în această existență să înțelegi ce este bine și merită practicat în viața ta de zi cu zi pentru scopul unei vieți sănătoase, fericite, echilibrate, armonioase.
Ai nevoie să știi și ce nu este bine și ce merită să dai drumul, ce merită lucrurile la care merită sau comportamentele și modurile de a gândi la care merită să renunți, astfel încât practica ta de zi cu zi să fie cât mai armonioasă și curată, țintită către țelul pe care ți l-ai stabilit deja. Vorbește despre mintea altruistă și aici accentul foarte psihologizat este asupra faptului că ancorați în iluzii, ancorați în karmă, avem această minte care trebuie șlefuită, cu mintea să lucrează ca prim instrument, astfel încât restul experienței tale de viață să capete o claritate mai mare. Unde mă duc? Care este punctul de reper către care mă îndrept cu fiecare zi a vieții mele? Și care sunt instrumentele? Care sunt căile? Care sunt gândurile, comportamentele, judecățile, valorile? Acestea sunt instrumentele pe care, dacă le folosesc, pot ajunge în punctul pe care mi l-am setat. Iar pentru un călugăr budist, jurământul de bodhisattva este foarte clar detaliat. A lua un jurământ de bodhisattva, a lua jurământul că te vei întoarce în această viață, în această experiență de viață, de ori, de câte ori va fi nevoie, până când ultima ființă care trăiește în suferință se va fi eliberat de această iluzie a separării și a suferinței, este un jurământ care vine cu multe subpuncte la pachet. Dalai Lama vorbește despre exersarea înțelepciunii pentru a atinge eliberarea. Pare simplu, dar pentru un om care și-a acest angajament de bodhisattva presupune nu doar practica zilnică meditativă, practica de contemplare asupra învățăturilor budiste, ci și practica compasiunii și a legăturii sociale cu ceilalți. Toate acestea trei sunt împreună, până la urmă, sub punctele unei vieți de chiar și de călugăr budist. Vorbește așadar despre trei elemente esențiale care transformă omul în ființa cu potențial suprem, în alt luminos de care Dalai Lama vorbește. Meditația zilnică, contemplarea înțelepciunii sau a valorilor în care crede fiecare dintre noi și, bineînțeles, practica în fiecare zi a acestor valori. Buddha, Dharma și Sangha, foarte detaliate în această carte, dar în același timp, întotdeauna paralela cu alte repere conceptuale din viața noastră de zi cu zi este acolo, chiar dacă discursul se bazează pe învățăturile budiste și conceptele culturale budiste, întotdeauna transpare în discursul lui Dalai Lama o paralelă cu modul în care o persoană laică, un om care nu crede neapărat în Buddha sau în niciun alt fel de reper filozofic și religios, poate totuși să cultive potențialul uman înalt de care dispune. Am vorbit, dragii noștri, despre cartea Potențialul nostru uman, Calea budistă a compasiunii, altruismului și liniștii interioare din colecția Himalaya, cu ocazia aniversării a 85 de ani de viață a lui Dalai Lama, alături de colega mea, Andreea Tincea, senior editor Herald, care s-a ocupat îndeaproape de această carte și de această carte. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Vă dorim o zi minunată în continuare și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere!